Avem o altă invitată alături de noi. Este vorba despre Livia Popescu, care trebuie să vă obișnuiți, pentru că ea va fi în distribuția de la Cursa Iubirii. Este chiar foarte, foarte... Ce faceți, dragă? Mamă, doamnelor, stai o secundă. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor, Sean. Da, da, domnul Ciprian, dumneavoastră luați tortul după ce îl arătăm, după care îi dăm Liviei un microfon ca să o auzim. Veniți încoace. Așadar, pentru că noi de două săptămâni suntem alături de Cursa Iubirii, aproape toți participanții au fost aici, deci mulțumim foarte mult. Dă microfonul încoace să-i dau Liviei. Mulțumim. Așadar, pentru susținere. Să vă fie sezonul dulce, exact ca acest tort, da? Domnul Ciprian, vă rugăm să posedați tortul în consecință. Ea a zis că nu mănâncă dulce. Mănânci dulce? Dați-i mă puțin. Colegii deja așteaptă, da, în spate. Da, da, vă rog frumos, coada din spate, să-i lăsați și Bianca-i brat, da? Câte puțin să ajungă la toată lumea, da? Livia, bine ai venit, te rog să iei loc. Poftiți, domnul Ciprian, poftiți, poftiți. Așa, așa. Uite ce culori aici. Suntem în culori puternice. Este o culoare bun culori. Și din câte am înțeles, psihoterapeut, psiholog, da, psihoterapeut. Știi, culoarea siclam este culoarea care se recomandă în depresie. Da? Da, foarte este... tare. O să avem un caz tulburător de care vom vorbi, de care vom vorbi puțin mai târziu despre Lala. Avem informații în exclusivitate. Până atunci, atenție mare, Livia este aici pentru că de mâine intră în contact și aici o avem și alături de noi pe Bianca, care are din acest punct de vedere foarte multe puncte de vedere puternice și experiențe. 12 cupluri. Exact, multă diversitate. Cupluri diferite, inedite, cu diferite problematici, cu structuri de personalitate variate, ca să zic așa. Deci nu ne plictisim, avem ce vedea. Sunt, probele au fost extraordinar de provocatoare pentru ei. O să vedeți că a scos așa la iveală, aș spune, dinamica lor de cuplu, atât funcțională cât și părțile lor forte. Sunt și progrese pe care le veți vedea în emisiune în cuplurile care au rămas pe un parcurs mai mare, ceea ce e minunat și au învățat lecția, să zic așa. Și într-adevăr se vede că au găsit noi maniere de a se exprima, de a comunica și de a gestiona inclusiv conflictele, că e sănătos să te cerți, important e să știi cum să o faci. Așa, da. Bun, e foarte importantă setarea mentală, asta am vorbit cu foarte mulți, asta vorbim și cu Bianca mai devreme, care a trecut peste unul dintre cele mai rele diagnostice din lume și acum este nevătămată teafără. Tocmai pentru că 6 ani de zile aici a fost puternică. Asta trebuie să facă și copiii ăștia aici, nu? Cred că motivația stă la baza oricărei, în primul rând, schimbări comportamentale. Totale. Da. Da. Și atunci, dacă motivația este puternică, putem muta munții din loc. Exact. Să ai un scop, în primul rând. Scopul este. Un scop obiectiv. Pentru viață, un obiectiv. Și un plan. Da. Degeaba ai obiectivul dacă n-ai și planul. Da, și planul, mă rog, în cazul meu, eu l-am făcut pas cu pas, cercetând, practic, cercetând și analizând foarte mult. Foarte frumos. Există vreun moment, Livia, în care ai fost cu aceste 12 cupluri și ai zis, ce-i mă cu oamenii ăștia, cum ieșim din chestia asta? Nu, chiar nu a fost. Au fost momente critice, într-adevăr, în care au fost copleșiți emoțional, în care erau, mai aveau puțin și cedau și păreau că vor să iasă din concurs, într-adevăr, însă nu a fost niciun moment din partea mea în care să abandonez sau să-mi pare rău că am făcut parte din această echipă. Din contră, m-am bucurat că am putut să fiu utilă, că am putut să sprijin, să ajut și chiar a fost nevoie în anumite momente să intervin prompt. Bun. Care a fost cheia succesului? Apropo, uite, avem de a face aici cu o mamă de băiat, băiat mare, deștept, extraordinar. Care a fost cheia succesului din punctul tău de vedere pentru cuplurile de aici? Aș spune că cel mai important este că aceste cupluri care au ajuns mai departe, într-adevăr, în finală și mai în stadiile mai avansate, au fost cele care au fost mai tolerante. Nu au intrat în luptă de putere și nu au căutat să aibă dreptate sub orice chip. Au cooperat, au lucrat în echipă și și-au dat voie să fie vulnerabil unul cu celălalt. Adică să spună, îmi pare rău, poate aș putea să fac altfel. Și cumva s-au și apreciat unul pe celălalt și au avut grijă unul de celălalt și s-au susținut reciproc. Aș spune că asta e, până la urmă, rețeta și unei relații de succes. Da.
Da, să nu fie în competiție. Foarte multe cupluri sunt în competiție. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, împreună cu Bianca și cu dumneavoastră, toți cei de acasă, o să vedem marea premieră a toamnei la Prima TV, Cursa Iubirii, mâine de la ora... De la ora 20. Da. Vă rog, nu mâncați tot tortul ăla din prima. V-am spus să-i lăsați și Bianca. Da, glumit.